Bună ziua tuturor! Mă bucur să vă cunosc. Dați-mi voie, în primul rând, să mă prezint. Sunt Lucian Micu, primarul municipiului Roman, începând cu luna ianuarie acestui an. Și am ținut foarte mult să mă întâlnesc și cu voi. Chiar așteptam cu nerăbdare această întâlnire. Pentru că eu cred în voi tinerii. Cred în noua generație. Știu că sunteți oameni de încredere și chiar îmi doresc să deveniți pilot de bază pentru societatea noastră. Și eu, la rândul meu, să știți că mă consider încă tânăr. Și cunosc în parte problemele care voi le aveți, care vă confruntați. Dar din poziția mea de primar, aștept de la dumneavoastră un dialog. Vreau să ne ascultăm, vreau să comunicăm, chiar să și criticăm, dar totul trebuie să fie constructiv. Pentru că doar așa se nasc ideile și soluțiile. Educația și sănătatea sunt obiective prioritare pentru mine, pentru că pe lângă infrastructură, străzi, coșuri de gunoi, trotuare, poduri, băncuțe, spații verzi, și voi, tinerii din municipiul Roman, aveți dorințe și ideale. Și de aceea ne aflăm astăzi aici. Să le aflăm care sunt acestea. Știu că la ultima întâlnire, chiar dacă nu am participat, mi s-a mânat o serie de chestionare pe care noi le-am gândit pentru a le centraliza. Și în măsura în care putem să venim în sprijinul vostru. Și vom elabora în acest sens o strategie pentru voi, tinerii, din municipiul Roman. Ca idee, mi-am propus astăzi să facem o dezbatere și o analiză a acestor chestionare în vederea elaborării strategiei pentru tinereța municipiului Roman și pentru fundamentarea acestei strategii dorim să conturăm obiectivele pe următoarele domenii. Educație și formare, cultură, muncă și dezvoltare profesională, sănătate și asistență socială, sport și mediu, participare și activități de voluntariat. Eu aș dori să fiu destul de operativ. Nu vreau să vă țin foarte mult. Și noi sigur vom face o analiză pe totalitatea întrebărilor de la acel chestionar. Însă astăzi, aș vrea să aflu de la cei 21 de membri ai biroului executiv să-mi expuneți pe rând răspunsurile doar la întrebările 6, 9 și 10. În speță întrebarea 6. Ce oportunități de petrecere a timpului liber ați dori să fie disponibile în municipiul Roman și la ce evenimente să fie organizate? Întrebarea 9. Care considerați că sunt principalele 3 probleme ale tinerilor? Și întrebarea 10. Cum ați vrea să fie municipiul Roman în anul 2020? Și ce propuneți, ce propunere aveți pentru conducerea primăriei Roman? Și dacă tot se află la prezidiu lângă mine doamna secretar la linia 9, aș invita-o pe ei să prezinte sucint propunere pentru cele 3 întrebări, după care vom da microfonul în sală la ceilalți colegi din dumneavoastră din birou executiv pentru a afla și părerea lor. Mai bine, doamna. Mă voi prezenta din nou. Numele meu este Lavinia Nouri și sunt elevă la Colegiul Național Roman Vodă, clasa 11H. Mă bucur să fiu alături de voi astăzi încă o dată. Și
sper să lucrăm împreună cât mai bine. La întrebarea numărul 6, ce oportunități de petrecere a timpului liber ai dori să fie disponibile în municipiul Roman și ce evenimente să fie organizate, consider că unul din punctele care ar trebui constituite în Roman ar fi un cinematograf. Poate fi atât în aer liber, pe timpul verii, dar să găsim o locație în care să fie activ și pe parcursul întregului an. Și să fie ca în celelalte orașe mari, să spunem. Da, eu am să vă răspund la această întrebare, pentru că deja am răspuns pentru dumneavoastră. În strategia de dezvoltare a municipiului Roman, noi am gândit un centru cultural multifuncțional, acolo unde se află clădirea cinematografului Unirea. Așteptăm în perioada următoare deschiderea ghidurilor de finanțare pentru fondurile europene. Avem deja proiectul făcut, astfel încât să creăm acolo o sală de spectacole și un cinematograf. Vreau să fiu foarte corect cu voi și sunt sigur că așa cum am mers eu și familia mea mai mergem la cinematograf, la Bacău sau la Iași sau la Piața Neamțului mai nou. Ați văzut că toate aceste sări de cinema nu mai sunt așa de mari cum erau cele odată, da? Deci, aparte faptul că dumneavoastră tinerii aveți un acces mult mai mare la informații și la vizualizarea online a unor filme, sigur că aceste cinematografe nu sunt întotdeauna chiar așa rentabile, trebuie pus întotdeauna și aspectul economic. Și de multe ori când mergeam la cinematograf, la Bacău, sper să-l dau că e mai aproape de noi, mai mult de jumătate de sală, exceptând anumite filme, nu prea se înghesuia lumea. Cert este că, așa cum vă spuneam, există ca și prioritate pentru noi acest cinematograf. L-am gândit, dar nu va fi doar cu statut de cinematograf. Eu gândesc acolo cel puțin două săli, dintre care una dintre sări să fie și o sală de spectacole, acolo unde, sigur, atât trupe de teatru locale și chiar știu că și în rândul tinerilor sunt asociații care promovează acest tip de activități, poate să aibă acces, dar în același timp, sigur, să putem difuza și filme și noutăți. Cred eu că ăsta e interesul, să urmărim filme cât mai noi. Și tot ca un răspuns la celălalt aspect, în cinematograf în aer liber, cred că în acest an vom finaliza lucrările din șrandul municipal, acolo unde deja am amenajat scena și urmează să gândim locurile pentru un cinematograf în aer liber, dar de asemenea să aibă și o altă funcțiune a unor spectacole în aer liber. De asemenea, la acest punct, am mai gândit la proiecte de Erasmus, dar aplicate elevilor. Adică reușim să implicăm elevii din liceu în acest proiect cu schimb de experiență cu alte țări. Și să se aplice pentru toate liceele, dar nu o să fie o perioadă în care să meargă în acest proiect doar în liceu. O să fie o combinație între licee, astfel, reprezentanți de la fiecare liceu, la nivelul municipiului Roman, dar și cu cât mai multe licee și multe copii din seara. Voi trece la punctul 9, care consider că sunt principalele trei probleme ale tinerilor din România. Am trecut de implicare și aici mă refer atât la nivel de voluntariat, cât și la nivel de proiecte ce țin de după școală, dar realizate de către școală. Dezinteres din partea lor pentru anumite, nu știu, obiecte ce țin de școală, dar și pentru activitățile, cum spuneam, de după, și de informare. Da, într-adevăr, aici va trebui să lucrăm împreună.
că împreună trebuie să conștientizăm că dacă nu ne implicăm în comunitatea noastră, dacă vreți, luați-o de la nivelul familiilor. Dacă într-o familie nu se implică mama și tata în bun mers al gospodării, nu... acea familie nu va evolua. Dacă nu se implică în educația copiilor, acei copii nu vor ajunge niciodată la un anumit grad de educație. Și de aceea, cred eu că trebuie să conștientizăm cu toții, atât noi ca și părinți, pentru că eu am și calitatea de părinte, dar atât și voi ca și copii, să înțelegeți care este rolul vostru în societate. Sigur că și societatea trebuie să ofere mai multă încredere tinerilor și tinerii să se simtă cu adevărat importanți și implicați în activitățile comunității. Și de aici, bineînțeles, devine și interesant un anumit proiect în care te implici și putem împreună să ne mobilizăm pentru bunul mers al lucrurilor, dacă vreți, în ansamblul societății românești. Pentru că o parte dintre voi probabil veți merge la facultate și veți avea o nouă etapă din viața voastră. Cred eu că printr-o campanie de informare, atât din partea municipalității și prin intermediul vostru al tinerilor în școli, putem să ne implicăm mai mult, să devenim mai interesați și în același timp și mai informați. Am observat în ultima perioadă un grad de dezinformare, așa cum spuneai și tu, și tocmai datorită faptului că nu știm să le culegem informațiile, deși voi și generația voastră are un acces foarte mare la informații, nu trebuie să le culegem informațiile doar dintr-un singur loc, doar după ceea ce spune unul sau altul, sau doar citind titlul unui ziar. Pentru că titlurile sunt făcute să vândă. Dar trebuie să citim și conținutul, pentru că acela e cel mai important și ne oferă cel mai mare grad de cunoaștere asupra unei problematici. De aceea, în momentul în care doriți să fiți cu adevărat informați, plegeți-vă informații din cât mai multe locuri și citiți cu atenție și sursa acelor informații. La întrebarea cu numărul 10, cum ați vrea să fie municipiul Roman în anul 2020, ce propunere aveți pentru conducerea primăriei Roman? În ceea ce ține de aceste două întrebări, consider că ar trebui să continuăm cu acest consiliu al tinerilor și să luăm în considerare ideile de proiecte pe care tinerii le au, să le punem în aplicare și tot ei să intervină în proiectul propriu-zis. Adică ei să spadă pentru a reuși acel proiect. E și normal, odată ce devii inițiatorul unui proiect, trebuie să te preocupi și pentru implementarea acelui proiect și e foarte corect, așa cum ai spus și tu. Și eu pot să-ți promit un singur lucru. În mine veți avea un partener, un partener de dialog, un partener de proiect și ori de câte ori aveți un proiect care poate fi fezabil pentru voi, sunt deschis să-l discutăm și să vă ajut atât cât să Budulai Marcelin și reprezint Liceul Teologic Romano-Catolic Sfântul Francisc de Assisi. La punctul numărul 6, la fel ca și la vinea, m-am consultat cu colegii mei și am ajuns la concluzia că românul avea nevoie de un cinematograf, dar și de mai multe locuri pentru relaxare. Adică să stai undeva, să poți citești, parcul municipal, nu mi se pare întotdeauna un astfel de loc. Și unde ai vedea tu astfel de locații? Sau care ți s-ar părea mai potrivit? Chiar și în parcul mare ar putea fi făcut o zonă specială pentru acest pentru lucru. Lectură, da. Pentru studiu, pentru da. O zonă specială. Ok. La punctul numărul 9, una dintre principalele probleme ale tinerilor din România este alegerea de modele neadecvate. Corect. Altul ar fi acela al lipsei de informare, la fel cum a spus și la vinea. Iar din cauza lipsei educației, mulți dintre tineri se afundă într-o lume a viciilor și acest lucru nu îi ajută la dezvoltarea lor.
Așa este. Vreau să te felicit pentru că ai punctat foarte bine alegerea unor modele greșite în viață. Deci aici este un lucru foarte sensibil și foarte periculos. Nu știu dacă ați văzut, mass media centrală foarte mult promovează non-valorile. Adică doar pentru faptul că aduc rating, se promovează o serie de persoane care nu au nicio legătură cu educația. Și tocmai aici e responsabilitatea voastră și abilitatea voastră de a ști să vă alegeți cu adevărat modele care să vă reprezinte și să vă creioneze caracterul pentru educația voastră. Și la punctul numărul 10, o rețea de transport în comun mai modernă și să se acorde o mai mare importanță securității cetățenilor. Am înțeles. În regulă. Mulțumesc mult! Bună ziua! Numele meu este Cobzaru Adrian și sunt reprezentantul Institutului Franciscan din România. Noi, studenții Institutului, am evidențiat mai multe aspecte și așa o să trec. Numărul 6. Ar fi nevoie de un teatru, cinema, mall, mai multe spații de joacă pentru copii, spații rezervate pentru adulți cu diverse echipamente care să încurajeze mișcarea, diverse aparate, cum sunt și în marele orașe. Diverse festivaluri, concerte de muzică clasică și nu numai, cercuri literare, spectacole în aer liber. Ar mai fi și organizarea de diverse activități, ecologizare, plantare de pom, tot și așa mai departe, ca și în Occident. Întrebarea numărul 9. Lipsa sensului vieții ar fi un pin asect a motivațiilor, a interesului. Apoi, pierderea valorilor esențiale sau abordarea lor cu superficialitate. Comoditatea și lipsa spiritului civic este un aspect care se vede destul de clar și toți trebuie să ne dăm acordul. Punctul numărul 10. Infrastructură mai bună. Existența unui teatru municipal, a unei filarmonici, concerte săptămânale, o mai bună promovare a tinerilor talente. Pistă pentru biciclete, gara autogară mai modernă, mai multă curățenie în spațiul public. Și aici nu devină primăria, și noi suntem. O atenție deosebită față de cei bătrâni, de cei bolnavi, fizic sau psihic. Și aici mă refer la orfelinate, o modernizare și așa mai departe. Cunoașteți foarte bine realitatea. O mai bună incluziune a romilor, o mai bună campanie de promovare a voluntariatului. În linii mari, acestea sunt aspectele. Da, mulțumesc mult. Lasă-l deschis. Mă numesc Gavrila Andreea Sabina, de la Școala de Artă Sergiu Celibidache. Eu și colegii mei am decis că o pistă de biciclete și de rol ar fi necesară pentru municipiul roman și că la carnavalul de iarnă să nu se mai facă spectacolul în aer liber, deoarece temperaturile scăzute ne afectează vocea, noi fiind de la o școală de artă. Da. La întrebarea numărul 9, cred că o problemă a noi este și infrastructura școlii. Deoarece, dacă nu avem resurse, nu avem de unde să putem și noi să reușim. Manualele școlare sunt foarte vechi și împreună cu profesorii am descoperit multe greșeli din ele. Și descriere, gramaticale. La întrebarea numărul 10. Eu, romanul, l-aș vedea în 2020 un oraș mai curat, clădirile reabilitate, pentru că sunt multe care stau să cadă. Ok, mulțumesc mult! Bună ziua, mă numesc Hanicel Răzvan Mihai, de la Școala Gimnazială Calistra Hogașul Roman. La numărul 6, să se organizeze concursuri sportive în timpul liber. La numărul 9, învățământul, adică mulți copii abandonează școala din cauza traiului, sportul, mulți copii nu participă la concursuri sportive și educația. Mulți copii se apucă de vicii și la numărul 10. Să fie locuri de muncă pentru toți oamenii, cei care primesc ajutor social să facă zilnic muncă în folosul comunității și să se planteze mai multe flori și copaci în oraș. Mulțumesc mult! Mă numesc Minuț Marin Denisa, sunt reprezentant al liceului cu program sportiv. La punctul 6,
am hotărât împreună cu colegii mei că ar trebui să avem anumite grupuri organizate pe plan local pentru tineri, lectură, jocuri interactive pe baza materialelor școlare. La punctul 9, cea mai importantă punctuație, ca să spun așa, ar fi calificarea dobândită prin absolvirea liceului, incompatibilitatea cu cerința pieței de muncă, deoarece fiecare tânăr, după ce termină liceul, dând și bacalaureatul, n-au unde să experimenteze unele locuri de muncă și dacă aceștia vor să se angajeze în anumite locuri, spun că n-au experiență și... sau n-au acumulat din cunoștințe din timpul școlii pentru acel domeniu. Exact. Și la punctul 10 ar fi mai multe locuri de muncă, mai multe locuri pentru studii superioare care să fie compatibilă cu cerința pieței. Mulțumesc. Mulțumesc mult. Bună ziua.